Bună seara tuturor, sunt Arotela. Dragii mei, mă bucur să ne reîntâlnim după atâta timp în care nu ne-am văzut, doar ne-am auzit. E o pauză destul de lungă, nici nu mai știu de când nu ne-am mai văzut față în față. Bine, voi mai mult pe mine, eu cam deloc pe voi, dar uneori îmi închipui cam cum arătați, după cum comentați. Cei răutăcioși, probabil că sunteți urâți. Și cei care faceți comentarii frumoase sunteți frumoși. Evident, vorbesc de urățenie sufletească și frumusețe interioare. Dar nu știu de ce am simțit nevoia să glumesc, dragii mei. În noaptea asta, lumina a coborât pe pământ. Știu că pentru România, să zic, noaptea de Crăciun deja trece pragul către a doua zi de Crăciun, dar sunteți unii dintre voi în alte locații pe această planetă și vă bucurați din plin de ziua de Crăciun. Sper ca acest video să fie ca un mic cadouț de Moș Crăciun pentru voi. Și trebuie să mărturisesc că mi-e foarte dor să fac altfel de ghidaje. În sensul că tarotul, într-o formă, da, este un ghidaj. Trimite mesaje, vă trimite mesaje. Dar știți că nu-mi place să mă limitez la asta, doar la tarot. Asta sunt. Și uneori am mai făcut ghidaje și prin poezie, dar și din Biblie. Aș vrea și în seara aceasta să facem un mic, să primiți un mic mesaj de la Divinitate. O să încerc să mă limitez la Noul Testament și asta pentru că mi-am dorit foarte mult în acest Crăciun, sau acest Crăciun să-l petrec în liniște și eu cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt și cu Tatăl, cel care m-a creat, într-o meditație, poate nu în meditația clasică Lotus, dar într-un discurs, într-o discuție, eu și ei. Ce am făcut anul acesta, ce am făcut până acum, ce fac pe acest canal, ce am de gând să mai fac, sunt multe lucruri pe care le discutăm. Ce fac cu sufletul meu, cum îl păstrez intact, cum îl păstrez frumos, cum păstrez inocența într-o lume care decade de la minut la minut, dacă stăm să ne uităm și ne lăsăm influențați de ce se întâmplă în jur, și nu mă refer la pandemie, nu. Mă refer la lucruri deviante care se manifestau dinainte de această pandemie. Am putea să o luăm razna, dar ideea este să ne uităm în jur, să observăm și să nu facem ce este în jurul nostru, ci să facem ceea ce simțim că sufletul nostru are nevoie ca să crească. Și printre acele ingrediente necesare este și un grad de inocență, de puritate, de copilărie, de frumusețe, de artă, de muzică. A, bine, muzica tot artă este, dar nu știu de ce într-un discurs uneori avem tendința să separăm. Da. Și spiritualitate, și corectitudine, sunt foarte multe lucruri. Foarte multe ingrediente de care avem nevoie ca să ne păstrăm sănătoși și să putem crește, nu doar să ne păstrăm sănătoși. Dragii mei, dragii mei, în primul și în primul rând, vreau să vă îndulcesc, vă alegeți ce bombonele vreți. N-am luat prea multe pentru că dacă le iau, le mănânc și nu-i bine. Iarna e și mai rar afară. Eu, cel puțin, norocul mura, mă scoate afară de 2 ori pe zi, sunt obligată să ies la plimbare și cam toți avem tendința să ne îngrășăm. Da, totuși, niște excepții, da? Mici excepții. Măcar așa o bombonică de la mine. Și să vedem ce alte cadouțe primiți de la Divinitate. Eu, interesant, de asta dată am și setul de cărți care mi se pare cel mai sugestiv, clasic, clasic, cel mai sugestiv și o Biblie. Până la urmă, pentru mine nu contează când a fost scrisă, de ce editură, dacă e cu cruce sau fără cruce, într-o formă sau alta, chiar dacă traducerea mai se schimbă.
Mesajul este același. E ca și când aș citi Romii, din care vreau să vă citesc o dată, da? Bine, asta e doar una din cărți, da? E ca și când aș citi Romii și nu înțeleg decât în română, nu? Slavă Domnului că înțeles și în engleză. În engleză, într-adevăr, traducerea este altfel. Mi-ar place cândva, mi-ar plăcea cândva să, eu știu, să trăim, să pot să citesc și în persoană, să văd cum ar fi. Dar dacă ar fi să citesc Rumii tradus de Xulescu român și de Igrulescu român, cred că mesajul în principiu este același, la fel și cu Biblia. Da? Și la asemui pe Rumii adesea cu apostolii lui Isus, pentru că are o profunzime specială. Acum, trei dintr-una între alta să mai stăm de vorbă, că doar e seara de Crăciun și așa la un pahar de lumină. La un pahar de lumină să ne aducem aminte să credem în salvarea noastră și nu în salvarea noastră de către noi înșine, pentru că este și parte din lucrarea noastră, știți, trebuie să muncim și noi cu noi, dar în salvarea noastră de către Mântuitor. Aș fi vrut să vă cânt un colind, dar nu sunt mare cântăreață, dar și știu două colinde ardelenești, foarte dragi. Deschide ușa creștină și colindul cerbului, îmi plac la maxim. Asta e, nu pot. Poate, dacă dintre cei puțini cu care mai corespondez, mai dăm mesaje, puțin câțiva clienți, cliente, da? Poate, dacă ne auzim vă cânt la telefon altfel, nu îndrăznesc, dar mi-ar plăcea. Oricum, vă trimit aceste colinde, vi le trimit cu gândul. Puteți să le ascultați, o ascultați pe Narcisa Suciu. Ah, mai stăm și noi de vorbă, nu? Stăm de vorbă pentru că avem nevoie să creăm aceste punți între suflete. Suntem mesageri, într-adevăr, dar și mesajul pătrunde altfel când îți place mesagerul, nu? Și nu doar că știi de unde vine, dar te simți familiar cu el. Nu? Și asta încerc să fac în acest moment, să ne simțim ca acasă. Dragii mei, știți că mai vorbesc eu mult, uneori poate prea mult. Haideți totuși să avem. Dintre bomboanele astea sper că am galben, portocaliu și verde. Am mai pus cândva și roz. Înseamnă că le-am terminat eu pe cele roz. Uite, mai este... Hai să fie totuși 4. Una. Da, măi, știam că Malaga e în Spania, dar nu eram sigură. Plus că atunci când am întrebat dacă e din unde este în Spania, în gândul meu, sau în altă colonie spaniolă, nu asta era scopul, unde e. Scopul era altul. În fine. Haideți să vedem. Să vă alegeți. He, he, he. Deci. Hai să le punem așa. Portocaliu, galben, verde și Malaga. Da? Malaga. Asta. Vă rog frumos să vă alegeți. Începem cu portocaliu, da? Numărul 1 e portocaliu, galben, verde și Malaga, numărul 4. Să fie totuși 4, deși nu știu cum vor fi mesajele. Acum, v-ați pus pauză, v-ați ales. Deși aș vrea totuși să mai transmit un mesaj colectiv pentru cine are urechi de auzit. Înainte să încep acest video, am spus că am stat de vorbă și mi-am luat o Biblie, era prin mașină, mi-am luat-o să citesc. Să citesc în mod special zilele astea. Nu am ochelarii cei mai buni pentru citit. Și dacă mă mai încurc, să știți că eu știu să citesc, doar că ochelarii nu mă ajută. E scrisul destul de mic. Însă, unde am deschis? Nu mai zic că am deschis prima oară la Apocalipsă, nu vreau să vă sperii cu asemenea capitole, deși ar trebui să discutăm și lucruri mai serioase. Dar, a doua oară, adică înainte de video, am deschis la rugăciunea lui Isus, Ioan 17.
din care vă citesc așa, un fragment. Spune așa. După ce Iisus a spus aceste lucruri, și-a ridicat ochii spre cer și s-a rugat. Tată, a sosit ceasul. Preamărește pe fiul tău, ca și fiul tău să te preamărească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Eu te-am preamărit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, preamărește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam cu tine înainte de a fi lume. Eu am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai tăi erau și tu mi-ai dat. Și ei au păzit cuvântul tău. Acum ei au cunoscut că toate câte mi-ai dat tu sunt de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine au ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu mă rog pentru ei, nu mă rog pentru lume. Fiți atenți, eu mă rog pentru ei, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt preamărit în ei. Ei nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie ca noi. Nu așa că este minunat? Și dacă ar fi să nu mai fac nicio etalare, că deja sunt 12 minute erau, da? Ar fi suficient. Ar fi suficient acest mesaj pentru cei care credeți și pentru că cei care nu credeți să vă faceți timp să investigați în sufletul vostru de unde ați venit și ce căutați în această lume și în acest al 12-lea ceas să vă aduceți aminte cine v-a făcut și către cine ar trebui să vă orientați viața, să vă dedicați viața. Am spus, acest mesaj să fie colectiv pentru toate numerele. Dacă vreți să treceți direct la mesajul vostru, vreți sau nu vreți, voi știți ce veți face. Încă o dată să vă arăt, da, opțiunile, da? 3 de un fel, dar culori diferite, 1, 2 și 3, portocaliu, galben și verde, al patrulea, Malaga. Malaga. Da? Haideți să vedem. Dragii mei, prieteni, suporteri, sunt în ochelarii, din păcate am nevoie de ochelari, suporteri. Abonați, prieteni ai acestui canal, am zis prieteni, da? Dragii mei, ce m-aș face eu fără tine, fără voi și voi fără mine? Nu știu, într-un fel. Poate că ar fi viața mai simplă sau eu știu cum, dar s-a creat în timp o legătură. Mai ales între cei care sunteți alături de mine chiar de la început. Legătura există. Am căutat de unde începe Noul Testament. Legătura există și sper să rămânem uniți în aceeași direcție. Voi știți direcția pe care o caut eu și în care cred. Da? Știți. Se vede prin acest mesaj, deși de-a lungul timpului am fost acuze că sunt vrăjitoare. Nu sunt vrăjitoare. Sunt preoteasă pentru Iisus Hristos, în felul meu, da? Și prin artă fac aceeași preoție pe care o fac și în tarot și acum prin Biblie și prin multe alte gesturi pe care le fac. Acum, haideți să vedem. Cei care ați ales numărul 1, un mesaj din Noul Testament, da? Galateni,
Interesant. Galaten 2 cu 11. Pavel înfruntă pe Petru. Vă gândiți ce aveți de învățat în această poveste? Dacă nu înțelegeți, dacă eu citesc, repet, prost din cauza că n-am ochelarii, chiar cei mai buni pentru citit, vă rog să căutați. Pe internet există Biblie online pe care vreți voi. Da? Dar când a venit Petru în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era de condamnat. Căci înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu cei din neamuri. Interesant. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor circumciși. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost atras în fățărnicia lor. Deci e vorba de o minciună, de o prefecătorie. Meditați la chestia asta, da? Când i-am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Petru în fața tuturor: dacă tu, care ești iudeu, trăiești cu neamurile și nu ca iudeii, cum silești neamurile să trăiască în felul iudeilor? Ce jocuri de cuvinte, cinci de spade, nu? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Noi suntem vaccinați, nu ne vaccinați. Noi suntem albi, nu suntem negri. Noi suntem creștini, nu suntem iudei sau nu suntem musulmani, da? În fine, totuși, fiindcă știm că omul nu este îndreptățit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos, Iisus, ca să fim îndreptățiți prin credința în Iisus. Iar nu prin faptele legii, pentru că prin faptele legii nimeni nu va fi îndreptățit. Dar dacă în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, noi înșine am fi găsiți păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nu, nici de cum. Am uitat să vă zic că Pavel era filozof. Căci, dacă reclădesc lucrurile pe care le-am dărâmat, am arătat ca un călcător de lege. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc prin Dumnezeu. Vă îndemn să mai citiți pentru că e profund mesajul. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu lepăd harul lui Dumnezeu, căci dacă dreptatea se primește prin lege, atunci degeaba a murit Hristos. Este extrem. Nu vreau să fac acum o predică. Chiar dacă sunt mare preoteasă, nu e nici momentul, nu e nici cazul. Ideea este voi să meditați cât poate fiecare și din când în când să mai reveniți la acest citat, la acest fragment, pentru că este extrem de profund. Felul în care se pune problema îndreptățirii, mântuirii, a legii, care este legea veche, care este legea nouă, sunt multe lucruri. Ce este bine de făcut, e bine să stai cu neamul, e bine să stai cu cei păcătoși sau doar cu cei ca tine, nepăcătoși sau în fine, care se străduie. Sunt multe mesaje. Și special pentru cei care ați ales numărul 1. Acum, am pierdut semnul de la Noul Testament. Aș vrea să vedem, dragii mei. Hai să vedem totuși. Un mesaj în plus, pentru că poate a fost prea scurt mesajul, prea complicat. Și încercăm, Tată, Sfinte Duh, Sfinte Iisuse Hristoase, pe care te slăvim astăzi, zilele astea, un mesaj pentru cei care ați ales numărul 1.
dată, de două ori, de trei ori. 8 de bâte. 8 de bâte pentru mine înseamnă... Apropo, da, conflict. Conflict, conflict verbal la capătul setului de cărți, da? Spiona ce făcea cineva. Spionează, da? Cum era și în mesaj. Ia uite s-a dus asta cu neamule, ia uite a mâncat ca ei, a făcut ca ei, când de fapt noi avem o nouă lege, sau da, de ce să urmezi o nouă lege când de fapt tu ai pe cea nouă, cum e mai bine, cum așa. Da? Bârfe, comentarii, spionaj, conflicte, dar ideea este, până la urmă, care este scopul? Să ne înălțăm, da? 8 de bute, mesaje. Mesaje înălțătoare, încercați să crește, să vă transformați mental, să vă transformați pasiunea, focul, spiritul, pentru că focul înseamnă spirit, da? Să mergeți mai departe, să treceți peste aceste tendințe, da? Pentru că e interesant, ia uite ce frumos. În spatele acestui personaj care vorbește, da? Este egoul cuiva și tradiția, apropo de regele de monede, regele de monede, tradiția, egoul, da, cuiva care încă nu poate să decidă în ce direcție să meargă, stă, urmărește, bârfește, pleacă urechea la ce mai zice unul altul și își adaugă conflicte. Și adaugă conflicte. Dar mesajul principal este mergeți mai departe. Că sunteți voi, că e altcineva care stă și vă urmărește. No matter. Who cares? Dumnezeu e cu voi. Sper să credeți, nu? Nu doar în tarot, să credeți și în Dumnezeu. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Haideți să vedem. Am pierdut semnul de carte. Ia să punem un semn de carte pentru Noul Testament ca să nu caut de fiecare dată. Da, o să citesc din vechi cândva. O să citesc Zaharia, nu din Noul Testament, nu? Doar Matei, da? Așa. Bine ar fi măcar, da, măcar o dată să citiți Biblia. Și dacă o citiți la maturitate, cu atât mai mult, cu atât mai bine. Haideți să vedem cei care ați ales numărul 2. Un mesaj de Crăciun, da? Un mesaj de Crăciun pentru cei care ați ales numărul 2. Ia, da. Oh, ce frumos! Superb! Ia, sper să citesc coerent. V-am zis, sunt ochelarii care nu sunt perfecți. În fine, haideți să vedem. Ah, ce frumos! Chiar dacă e mai complicat, vedem. Titlul este Coborârea Duhului Sfânt. Binecuvântări divine, dragii mei. Felicitări. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Da, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți, vai ce frumos, deja am un fior, împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde stăteau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și norocoșilor și s-au așezat pe fiecare dintre ei. Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, bărbați, evlavioși din toate popoarele care sunt sub cer. Și când s-a auzit sunetul acesta, deci sunetul a fost auzit de toată lumea, nu doar de ei. Nu era intuiția sau un mesaj special doar pentru cei binecuvântați, ci a fost auzit de toată lumea, da? Și când s-a auzit sufletul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas înmărmurită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în dialectul lui. Toți erau uimiți și se minunau zicând, iată, toți aceștia care vorbesc nu sunt galateni sau nu sunt englezi, francezi. Cum dar îi auzim fiecare în dialectul nostru în care ne-am născut? Parți, mezi, da, francez, englez, german, italien, norvegien, indieni, persani, arabi,
E greu să spunem toate neamurile de acolo. Toți? Așa, toți erau uimiți. Îi auzeau pe toți vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să însemne aceasta? Dar alții, bătându-și joc, ziceau, sunt plini de most, sunt beți. Atunci Petru a stat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis. Uneori trebuie să mai ridici glasul. Apropo, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci este al treilea ceas din zi, adică este dimineață totuși. Este ceea ce a fost spus prin prorocul Iosif, nu, Ioel, pardon, din cauza ochelarilor. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi trimite din Duhul meu peste orice făptură. Fiii voștri și fiicele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea viziuni și bătrânii voștri vor avea visuri. Da. Chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și nori de fum. Soare se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni, fiți atenți, ziua arătării mărețe și strălucite a Domnului. Și va fi așa, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dragii mei, felicitări! Veți avea parte de niște binecuvântări, dar nu le țineți doar pentru voi, împărtășiți-le cu cei sau când cu cei din jurul vostru și nu uitați, în orice clipă, cât va fi de greu, cât va fi de greu, pentru că va fi, nu va fi ușor, să vă aduceți aminte de faptul că avem un Mântuitor pe care îl sărbăm, da? Astăzi s-a născut, e ziua lui de naștere. A, oficial. Practic nu se știe exact. Și mama lui a trecut prin multe. Haideți să vedem, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Galben. Putere. Un alt mesaj pentru cei care ați ales numărul 2. Sunt multe cărți. Un mesaj. O carte. Da. Am fost la Ploiești, trebuie să-mi schimb ochelarii. Și aceștia am făcut în primăvară, dar nu sunt mulțumită. Vreau să-mi fac ochelari progresivi. Asta vrea să iasă, interesant. Mai, roata norocului, schimbare de energie. Dacă v-ați considerat ghinioniști, vine norocul, vine binecuvântarea. Da? Interesant. La capătul setului de cărți, 9 de cupe. Un soi de steluță. Da? Tot ce v-ați dorit începe să se arate. Dar trebuie să aveți credință, în primul rând. Și binecuvântările, repet, sub orice formă vor fi, pot să fie și financiare, deși mesajul este spiritual. Nu uitați că trebuie întotdeauna să fiți în echilibru, da? Să aveți și spiritualitate și practicalitate. Cele patru, de fapt, cinci elemente ar trebui să se manifeste, da? Interesant. Că și aici avem ca la magician cele cinci elemente. Ca să puteți să manifestați orice schimbare, trebuie să le aveți pe celelalte, nu? La capătul setului de cărți. Ce frumos! Îndepărtați-vă de conflicte, de cei cu care vă certați, vă stau în cale, îndepărtați-vă șase de spade. Și mergeți, în primul rând, în... Regăsiți-vă valoarea, interesant. Valoarea voastră nu este dată doar de material. Valoarea voastră este dată, apropo de regina de monede, valoarea și stabilitatea o găsiți prin credință, nouă de cupe, un soi de stea pentru mine, da? Credință.
speranță și dragoste față de voi, nu banii pe care îi faceți. Aici este schimbarea și de direcție, dar și de conștiință și de consistență. Și de consistență. Posibil unii dintre voi trebuie să mergeți înspre o persoană care are o valoare specială, care vă umple sufletul, dar trebuie să faceți această schimbare și de atitudine în viața voastră, pentru că nu te poți duce înspre o persoană care este diferită de tine ca vibrație dacă nu intri și tu în vibrație, da? Și atunci, da, vedeți? Acum îmi dau seama, vorbim cu voi și explicând și cărțile, oare cum fac o paralelă și cu mesajul pe care l-ați primit? Ca să primească străinii, neamurile, mesajul despre Dumnezeu, au trebuit apostolii respectivi să primească acest spirit al comunicării cu ei. Așadar, repet, ca să vă apropiați de o persoană, învățați să comunicați în stilul acelei persoane. Că nu contează acum, că e la locul de muncă, că e cineva acasă sau deși aveți o călătorie de făcut, aveți o, da, o călătorie și să lăsați în urmă, ia uite, niște blocaje, niște frici, ego, mândria cuiva eventual. Sunt multe de lăsat în urmă. Și uneori trebuie să lăsăm totul pentru vibrații înalte. Spun totul pentru că și Iisus a chemat oameni simpli, oameni cu familie. I-au chemat la o misiune specială, da? Și au trebuit să lase totul pentru acea misiune. Nu zic, Musai, că toți pe care Îi voi aduna în acest videoclip, să vadă acest videoclip și vor alege numărul 2, vor fi Musai, apostol al lui Hristos, deși mi-aș dori foarte mult, fiecare în forma lui și printr-un cântec și printr-o poezie poți să fii apostol și printr-o faptă bună pe care o faci la un moment dat. Ideea este să vă păstrați credința și să vă schimbați direcția, energia și aveți aici o călătorie de făcut. Aici este stabilitatea. Dar, repet, vă găsiți stabilitatea, casa, valoarea, nu doar în fizic, ci și în sufletul vostru și prin credința aceasta pe care ar trebui să o descoperiți, să o întăriți, să o aveți în voi, în Iisus. Multe lucruri veți descoperi odată cu această schimbare de energie. Cam atât pentru cei care ați ales numărul 2. A fost frumos și la voi. Frumos. Acum, hai să vedem. Pentru cei care ați ales numărul 3, adică bombonica verde. Repet, dacă citesc mai greu, e din cauza ochelarilor. Îi voi schimba. De 2 luni de zile am fost cu proiectul Nera. Salvat era unui cățeluș accidentat în fața mea. Haideți să vedem. Cei care ați ales numărul 3. Cei care ați ales numărul 3. Filipeni. Epistola către Filipeni. Smerenia lui Hristos. Epistola către Filipeni, capitolul 2. Spune așa. E lung? Puteți să citiți în continuare când veți deschide Biblia voastră sau Biblia online. Deci, dacă este... Deci, smerenia în Hristos. Deci dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie a Duhului, dacă este vreo duioșie și îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, din mândrie sau așteptați onorul, ci în smerenie. Fiecare
să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Adică nu s-a mândrit, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat foarte sus și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele lui Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domn. Iisus Hristos este Domn și astăzi s-a născut. Oficial. Oficial. Și un mesaj interesant. Un mesaj interesant pentru unii dintre voi. Interesant ce vrea să se arate. Ia uite, Cavalerul de Bute. Cavalerul de Bute. Mesaj în plus. Cavalerul de Bute, uneori nu-i smerit. Uneori e prea încrezător. Uneori, da, uneori nu-i smerit. Dar a venit în plus. Un mesaj pentru numărul 3. Pentru cei care au înțeles numărul 3, dragii mei, prieteni, ascultători, abonați și viitori abonați. O, turnul, trezirea, da? Ce înseamnă? Dărâmarea preconcepțiilor. M-am născut bogat și mă uit la tine, băi, că nu ești îmbrăcat în brand. Stai, că era o melodie acum, vai, dar ce vreau, melodia îmi place. Melodia îmi place, dar nu-mi plac versurile. Adică, nu știu, e un ritm, în fine, e fain uneori, eu ascult de toate genurile. Stai că am ascultat, vai, am auzit de un stil nou muzică, trap. Trap, da, am ascultat și câteva piese trap. În fine, e interesant, da? Să fii deschis către, apropo de Cavalerul de Bute, să fii deschis către multe, dar ideea este, ești deschis către multe, explorezi multe, dar rămâi umil, pentru că tot timpul ai ceva de descoperit. Ceva se dărâmă în viața voastră, trebuie să acceptați această trezire, măcar, pe, cum am mai zis, acum, în ceasul al 12-lea, al acestei lumii vechi. Saturniene. Încercați, e turnul Babel, dragii mei. Turnul Babel a fost construit din orgoliu. Multe lucruri se construiesc pe baza acestei fundații. Mândria umană. Ce tare sunt eu. Melodia de care vreau să spun. Mi-am adus aminte. Skype? Îi zice? Banii? Apropo de bani, probabil. Unii obsedați de bani. Sau ați fost educați așa, nu-i vina voastră, dar asta e, trebuie să schimbați ceva. Vai, cum îi spune melodiei? Ceva legat de bani. O să caut pe internet și o să pun în comentarii la dedicație. Dar Skype, parcă Skype îi spune. Dar melodia, în fine, era interesantă, dar versul, apropo, merg în pijamale că nu mai am... N-am unde să merg cu hainele de brand pe care le am sau ceva de genul ăsta. În fine, o aroganță. Sunt un zeu, sunt un... Aroganța trebuie să pice. Asta e.
Aroganța trebuie să pice construcția veche, educația. Eu sunt un om cu școală, cu facultate, cu mastere, cu doctorate, cu fițe. Poate n-ai nicio educație, dar ai BMW-uri, nu mai știu de care, ceas. Eu știu, nu le cunosc firmele, dar nu asta vă face, de fapt, oameni de valoare. Da? Ci lumina. Ce-o simt năvălindu-mi în piept, apropo de dedicația pe care am primit-o acum câteva zile de la o abonată, poetă, tare dragă, da? Și e o poezie foarte frumoasă a lui Lucian Blaga, una din preferatele mele întâmplător, n-a știut că îmi place acea poezie. La capătul setului de cărți, Regina de Băte. Fiți creativi, fiți regali, dar bucurați-vă și de cel apropiat, adică știți să vă apropiați de oamenii simpli. Dar pentru asta, ca să puteți să fiți și simplu, și complicat, și nobil, și umil, modest. Poți să fii nobil și modest în același timp. Da? Pentru acest lucru trebuie să ai dragoste de sine, nu de copii. Oh, și steaua, aici este. Posibil unul dintre voi vă gândiți la cineva, vreți să vă întâlniți cu o persoană tare dragă, dar trebuie să spargeți aceste norme, tradiții, construcții vechi. Unul cu nouă de cupe și steaua, amândouă reprezintă, da, vindecare, un personaj care poate să vindece, să vă vindece de acest mental, da? Sau să vă vindece dacă unul dintre voi, vedeți unde sunteți, unul vindecă, celălalt este un pic poate prea arogant, prea doritor să epateze Regina de Băte. Dar ce mai epatează, numai branduri, da? Inele de aur, de platină, de Swarovski, nu cine știe ce, dar în fine, am dat exemplu. Și aici este marea diferență, nu vedeți? Aici steaua este dezbrăcată. Nu ca umbrii, dezbrăcată, evident. Este autentică, nu este frică să fie vulnerabilă. Nu este frică să se vadă în acel lac, să-și vadă și defectele și calitățile. E o chestiune. Cum pentru cine e mesajul? Mesajul principal este turnul. Evenimente neașteptate. Poate că într-un mod neașteptat vă treziți, Doamne ajută, voi sau altcineva. Apare totuși a vindecare, nu a separare. A întâlnire care aduce vindecare și reechilibrare a unor elemente, apropo, de ce spune și acolo în citat. Da? Să vă cunoașteți pe voi. Nu să încercați să creați o imagine, o proiecție. Mare grijă. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Mai interpretați și voi acest mesaj. Citiți-l și pe Biblia online, dacă nu aveți Biblia acasă. Meditați, puteți să citiți în continuare, că e foarte interesant și în continuare, dragii mei, cei care ați ales numărul. Cât a fost 3? Acum, cei care ați ales numărul 4, Malaga, sunteți din Spania? Mai. Hai să vedem. Repet, dacă citesc prost, din cauza ochelarilor, nu că nu știu să citesc. Acum, hai să vedem. Numărul 4. Adesea numărul 4 are etalări mai complicate. Acum sunteți un pic altfel, să vedem cum va fi și mesajul. Un pic nesiguri. Arată, Doamne. Mai cam la toate mesajele am deschis la începutul epistolelor. Acum, la început. Întâia epistole către Corinteni. Interesant.
Este mai lung capitolul. Nu, așa și așa. Dar nu citesc decât începutul. Puteți să citiți și voi. Începe așa. Pavel, chemat apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten. Pavel era iudeu. Da? Și a devenit unul dintre cei mai mari promotori al lui Iisus. Deci este o schimbare radicală, da? Și a voastră, eventual. Pavel, chemat apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, către adunarea lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați sfinți împreună cu toți cei care cheamă în vreun loc numele lui Hristos, Domnul lor și al nostru. În har vouă și pace de la Dumnezeul Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Scuzați-mă, repet, ochelarii trebuie refăcuți. Mulțumiri și îndemn la unitate. Ce frumos! Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Iisus. Căci în el ați fost îmbogățiți în toate privințele, în orice cuvânt și în orice cunoștință. În felul acesta, mărturia lui Hristos a fost confirmată în voi. Felicitări, măi, sunteți de-ai mei! Încât nu duceți lipsă de niciun fel de har în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit ca să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, vă îndemn pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi și să fiți deplin uniți într-un gând și o simțire. Căci, frații mei, am aflat despre voi de la aici nu înțeleg ochelarii, repet. Da, de undeva, așa. Și printre voi sunt certuri. Mai calmați-vă. Că sunteți buni, în felul vostru diferit. Vreau să spun că fiecare din voi, ce zice? Zice, eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apollo și eu sunt al lui Chifa și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau pentru numele lui Pavel ați fost botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul dintre voi, afară de două persoane, da? Pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați pentru numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Ștefana, oricum, nu contează. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Nu mai citesc mai mult. În continuare puteți să citiți voi înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ideea este să nu vă separați. Da? Dau un exemplu ca să înțelegeți. Sunteți toți creștini. Toți creștini. Însă unul e ortodox, unul e catolic, unul e protestant. Da? Ideea este, măi, suntem creștini. De ce să ne mai certăm pe detalii? Sau unul se duce la biserica Trei Brazi, altul la biserica de lemn, altul la biserica, nu se duce la biserică, se duce la patriarhie. Unul se spovedește la un preot simplu, altul la, eu știu cine, separări care nu și-au rostul. Concentrați-vă pe lucrurile care vă leagă, da? Pe ideea principală. Acum, poate aceste lucruri se întâmplă la voi acasă. Și dacă se întâmplă la voi acasă, dragii mei, sunt sărbători și nu e vorba doar de sărbătoare, e vorba așa, în general, sunt vremuri grele. Nu vă dezbinați, da? Pentru nimicuri, pentru nimicuri. Hai să vedem ce alte mesaje primiți. Pentru că de asta dată am combinat tarotul cu Biblia. Interesant.
ce a vrut să vină. 6 de monede și 4 de spade. Încercați să puneți ordine în gânduri, poate încercați să vă vindecați, dragii mei, de aceste conflicte, de aceste dezechilibre. Poate că așteptați să vină un mediator în viața voastră și să vă echilibrați financiar, mental, într-un fel sau altul, să vă echilibreze viața. Iar, ca de obicei, sunt cărți destul de triste. Însă, ce mai simt interesant? Poate că unii nu mai trebuie să așteptați un mediator, musai, să facă dreptate, să vă echilibreze într-o formă sau alta. Apropo de mesajul pe care l-ați primit, ar trebui să rămâneți în Hristos. Ar trebui să meditați la punctul comun sau nu doar la punctul comun într-o anumită situație, ci la scopul vieții. Scopul este să vă descoperiți sufletul, să vă descoperiți misiunea spirituală, să vă întăriți credința în pofida tuturor dezechilibrelor financiare, de relații sau eu știu de care ori mai fi, în pofida tuturor așteptărilor, da? A drumurilor, a fricilor, a tradițiilor obositoare. Sunt multe lucruri care ne pot dezechilibra. Sunt foarte multe. Și adesea, unele sunt mai, într-adevăr, mai puternice. O familie epuizantă pentru unii sau responsabilități multe la job sau într-un mediu tradițional. O să fie fricile emoționale. Da? O să fie drumurile, du-te, vino, am de făcut aia, am de făcut elată, unde investesc banii, ce fac, cum muncesc. Însă, ideea este să vă calmați mintea, da? Să vă găsiți 4, totuși e un număr stabil. 4 reprezintă și casa, poate acasă sunt niște dezechilibre. Calmați-vă un pic mintea. Da? Dați-vă timp la rugăciune. 4 înseamnă și rugăciune, 4 de spade, vindecare. Dau un exemplu. Dacă cineva a fost bolnav și la un moment dat au fost discuții, eu m-am ocupat de doctor, eu m-am ocupat de tratament, care a fost mai generos? Problema nu asta este, care a făcut mai mult, mai puțin. Poate unul a făcut un pic mai puțin, dar foarte important a fost puținul respectiv, da? Sau, de fapt, ideea este că toate sunt importante. Chiar dacă acela a făcut mai puțin decât voi, sau voi ați făcut mai puțin decât altcineva și puținul acela era necesar și important. Și atunci, în loc să vă dezbinați și să vă dezechilibrați cu discuții, cu niște situații, încercați să vă calmați. Există o variantă negativă în ambele cărți și o variantă pozitivă. Pozitivul în cele două reprezintă echilibru, căutarea echilibrului și găsirea echilibrului și găsirea, în primul și în primul rând, a adevărului. Adevărul este aici, în subconștientul vostru. Adevărul este că drept în sus, deasupra noastră, este Dumnezeu credința. Aș mai vrea totuși o carte. Un mesaj a fost acesta, care a venit fără să-l cer. Nu mai știu dacă am cerut, nu mai știu. Hai, acum amestec încă o dată cărțile. Pentru numărul 4. Un mesaj pentru numărul 4. Eu nu mai știu, pentru că unul sunt și mai ales la ora asta. Extraordinar. Apropo de spade. Vorbiți mai
puțin și meditați mai mult. Regele de spade. Regele de spade corect este principial. Nu doar rațional. Dacă vorbim de spiritualitate, nu putem trata spiritualitatea rațională, evident. Dar o putem trata principial. În spiritualitate găsim adevărul. Și regele de spade are potențial să devină spiritual dacă își transformă mintea, pentru că iaca aici deasupra lui este un fluture și fluturele înseamnă psihicul, sufletul, da? Nu doar mintea. Aici mintea trebuie să se transforme și să fie în conexiune cu sufletul și cu spiritul său. Regele de spade, găsiți-vă înțelepciunea. Regele de spade poate să fie un mediator în aceste decălți, este cu sabia în jos. Urmărește, observă și trage concluziile cele importante, sănătoase. La capătul, dar ca să fii principiar, ca să fii în adevăr, trebuie să te iubești pe tine. 9 de cupe. Acum, alt mesaj. Wow. Interesant. Se regăsesc partea din cărțile pe care vă arăt, da? La capătul setului de cărți, uitați. La capătul setului de cărți se continuă mesajul. Probabil că acasă aveți niște discuții și undeva eu simt că pentru unii posibil să fie în afara casei, există un personaj care vă inspiră soarele, ca soarele pentru voi. Vă dă energie, fericire, bucurie. Da? Este un personaj creativ care se iubește și iubește și pe alții la rândul său. Pe care îi simțiți, evident că poate să fie situația și invers, dar în principiu, care este cam tot ce v-ați dorit. Dar, ca să ajungeți la acest personaj, trebuie să faceți voi o călătorie. Faetonul și 9 de și 6 de spade. Și călătoria aceasta, și iar 6 de spade pe care l-am văzut, dați în urmă, l-am văzut mai devreme. Ideea este că trebuie să lăsați în urmă aceste spații, medii, energii care vă deranjează. Conflictuale, am văzut mai devreme, extrem de tradiționale în sensul negativ al cuvântului, tradiția este bună, dar când intră în exces, când vă epuizează, când vă restricționează, când vă provoacă frici, când acasă sau educația sau un mediu în care ați trăit, ajunge să fie un loc în care nu vă descoperiți emoțional, nu mai e un loc sănătos, da? Și atunci trebuie să lăsați în urmă aceste cărți, aceste energii, aceste spații și să mergeți, că 6 de spade merge către soare, lasă în urmă, interesant, da? Lasă în urmă întunericul. Ia uitați cum s-au și așezat cărțile, da? 6 de spade, lasă în urmă apele tulburi, întunericul, noaptea și merge către zi, da? Către bucurie, către trezire. Da, e trezirea voastră, mentală și spirituală a unora dintre voi. Repet, cineva vă inspiră. Sper că și această etalare. Dar, nu-i fi eu soarele vostru, însă, acolo, o fărâmă de lumină, sper că această etalare să vă aducă în decizia pe care o aveți de făcut, faetonul e o decizie, și călătoria pe care trebuie să o faceți, călătoria de a cuceri ori pe cineva, persoana ca o persoană care vă e tare, tare dragă, tare dragă, da? Dar nu doar persoana, trebuie să vă descoperiți, repet, în paralel și pe voi înșivă. Creativitatea, încrederea, speranța, dragostea față de voi, da? Și nu să stați în acele conflicte. Probabil că acest mesaj, dacă citiți în continuare din 1-a epistolă către Corinteni, veți descoperi mai multe. Înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cineva eventual vă oferă, da? Această... Ce mai este? Dezbinări. Trăiți... Aveți, da? Aveți parte de două medii sau două persoane diferite sau două medii. Un mediu dezbinat,
conflictual și altul în care aveți șanse să vă recunoașteți, să creșteți, să vă transformați. Și aici trebuie să alegeți. Regele de spade observă și alege corect. Teoretic. Da? Dar, repet, nu doar rațional. Și rațional, repet, nu înseamnă... Nu repet că n-am mai zis, de fapt. Rațional nu înseamnă să alegeți ce este confortabil vouă. Nu, aia nu e rațiune. Aia este confort. Dorința de confort. E o mare diferență între a fi rațional și a gândi în confort. Rațiunea poate să fie foarte cuceritoare, apropo de șase de bâte, da? Doritoare de a cuceri, da? De a descoperi, de fapt, nu? De fapt, prin rațiune poți să afli multe. Dacă ieși din confortul mental în care ai fost educat, ai fost, eu știu, în care stai, ar fi multe de spus, dar deja este târziu și vreau să ajungă mesajul mai repede la voi. Cam atât. Mai meditați și voi la cele pe care le-am citit, repet. Ochelarii trebuie schimbați. Așa. O să vă dau citatul la fiecare număr ca să-l căutați și voi pe internet sau în Biblia voastră de acasă. Sper că aveți. Meditați și la mesajele de tarot și aveți lucruri frumoase la care să vă gândiți în aceste zile și sper ca și această etalare să ajungă la sufletul cât mai multora în ideea că astăzi s-a născut Hristos, Mântuitorul Lumii, Mântuitorul nostru, al meu, al vostru, dacă vreți. Eu l-am ales. Alegeți și voi pe cine considerați de cuvință, eu vi-l recomand. Ca la o publicitate a sunat, nu? Mai sunt gace. Dar fiecare mărturisește în felul său. Cam atât deocamdată. Sărbători fericite. Vă pup, ne mai vedem.